Gheorghe a murit astăzi. În urmă cu puțin timp, semnul exclamării punct, fostul solist al trupei Compact B a murit în brațele soției sale, Paula, pe patul unui centru de îngrijiri paliative. Din cauza problemelor grave de sănătate cu care se confruntă de ani de zile, Leo Gheorghe ajunsese într-un centru după ce medicii de la spitalele de stat i-au anunțat familia că nu îl mai pot ajuta, starea sa fiind precară. Ultimele fotografii cu Leo Gheorghe în viață. A murit în brațele soției, la un centru de îngrijiri paliative. Soția lui Leo Gheorghe, Paula, a fost nedezlipită de la căpătâiul lui. A revenit o pneumonie care credeam că s-a stins, din august o facuse, când s-a operat la picior. De atunci el n-a mai putut să meargă. Am început voiajul prin spitale, să spunem, la urgente, la Marius Nasta, Sfântul Luca. Din 12 august am umblat numai prin spitale. Ca să se recupereze a făcut și o radioterapie pentru că boala asta a ajuns la nivelul partii osoase, la picior. De asta s-a și operat la picior ca să poată să meargă, i-a montat o tija. A avut ghinionul de a face pneumonie. De atunci nu a mai mers, din acest motiv a apărut și la spectacol, pe scenă, în carucior, la Arenele Romane. A fost un spectacol foarte mare și a mers și el pe scenă la ultima piesă pe care au cantat-o împreună. A cantat cum a putut care oxigenarea slabută, având o boală a respirației, virgulă, a povestit Paula Gheorghe, soția lui Leo Gheorghe, pentru Ciao. Eu iau niște calmante și spun rugăciuni. A s-a răzist. Se spune că la Domnul totul este posibil și mă rog pentru sănătatea lui, pentru putere. Puterea lui este și puterea mea, a noastră. Mă rog pentru puterea și sănătatea personalului medical. Mă rog ca Leo să poată să mai trăiască și să mai cante. Un pic. Asta este ceea ce iubea cel mai mult să facă, virgulă, a mai declarat soția lui Leo Gheorghe.